Și începem știrile regionale cu o tragedie care s-a petrecut în județul Dolj. Un tânăr de doar 17 ani și-a găsit sfârșitul în apă. El a fost găsit mort pe fundul unui ștrand din Ișalnița. Cel care a anunțat poliția a fost chiar administratorul ștrandului respectiv, după ce acesta a găsit articole vestimentare și un telefon mobil în incintă. Polițiștii au stabilit că tânărul a plecat la ștrand cu o zi înainte să fie găsit mort pe fundul apei. Minorul de 17 ani a fost găsit înnecat într-un ștrand din Brădești, județul Dolj. Cel care a alertat poliția a fost administratorul locației. La fața locului s-au deplasat polițiștii care au stabilit faptul că într-un bazin, la o adâncime de aproximativ 5 metri, se află o persoană înnecată care a fost scoasă de către pompieri din cadrul ISU Dolj, ulterior fiind identificată în persoana unui tânăr de 17 ani din comuna Brădești, anunță IPJ Dolj. Polițiștii au mai stabilit că tânărul ar fi plecat la ștrand ieri până în prezent, nefiind primită nicio sesizare cu privire la dispariția acestuia. În cauza a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând să fie dispusă efectuarea unei expertize medico-legale pentru a se stabili cauza decesului, au mai spus reprezentanții IPJ Dolj. Cercetările sunt continuate de polițiști pentru lămurirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.